Ce faceți? Trebuie să vă întreb ce faceți prima dată, că pe urmă nu știu, poate aveți tensiune, poate habar, nu am, depinde cine se uită la video ăsta meu. Bine, nu vreau să zic multe, că deja video o să fie de 8 minute. O să vă rog frumos să aveți răbdare, frați și surori, că doar s-a născut Iisus, nu? Să aveți răbdare cu nașterea Lui, cu răstignirea, cu învierea, toate astea să petrec mai minunat decât s-a întâmplat în Biblie, mai exact în 8 minute. Bine, nu o să mai spun nimic, adică o să încerc să mă abțin, numai că nu aveți voi gura asta mea, nu știu, nu, ceodată e mai greuț, dar sper să nu intervin de prea multe ori în timpul videoului, da? Vă rog frumos să fiți, spun și eu ca pastore din biserică, culoarea minte și să urmărim împreună un circus sau circus și un spectacol în Biserica lui Dumnezeu din București. Haideți să vedem. Sărbători fericite tuturor. La revedere. Adică nu, stați aici, Revenim. Ok. Am zis așa. Cu toții știm ce înseamnă Crăciunul. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Adolescenții Bisericii Râul Vieții au pregătit o pantomimă prin care ne vor arăta care a fost motivul nașterii lui Iisus pe pământ și adevăratul sens de după nașterea sa. Așadar, haideți să urmărim împreună istoria mântuirii. Eu tot îmi beau cafea un timp, știți că nu. Haideți să vedem ce se întâmplă, Doamne ai milă, Doamne ai milă. Doamne, dar ce s-a întâmplat acolo, Satana? Stați, oameni buni, nu închideți, stați așa, că totul e pe sistem. Stați. Acum are loc lucrarea, adică nu, cel puțin așa spun oamenii ăștia, păi eu... Greiesc eu un bajoc, e problema voastră. Stați așa, stați. Orice ar fi, nu renunțați până nu spun eu că e gata video, da? De ce nu renunțați? Stați acolo. Haideți, mă, copii, odată, mă, că oamenii au muzafiri. Haideți, mă, copii. Adolescenți, cum să știe? Doamne, haideți-mă odată, că mi s-ar sar marile pe iară gază. Hai! La început, ascultați. Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină. Și a fost lumină. Doamne, și ferește. Ioi, ce de lumină, mă. Foarte interesant. No, și aici nu știu ce s-a întâmplat, cred că nu a fost Dumnezeu de acord cu spectacolul ăsta în biserică. Eu nu pot să-mi dau seama, că s-a luat dintr-o dată sunorul. Deci vă spun eu că nu-i de la mine, uitați, vedeți, aici jos în bară nu-i pus pe mut și de aici uitați că e, adică e comun, deci nu-i pe mut să credeți că fac eu vrăjală, da? Mă, că își revine la un moment dat, acum cred că Dumnezeu a vrut un pic să le taie corentul, dar nu a mers faza, nu știu, nu. Important e că scena e tot acolo. Stați, eu v-am spus, orice s-ar întâmpla, nu vă mișcați, oameni buni, până nu vă spun eu că e gata video. Asta e, să mai bagă și hângerii câteodată, că nu-s de acord. Eu n-aș... Oh! Oh, ce sobe! Iară s-o luat! Ai de mine! Păi nu, pe la cât tot faci omul ăsta din mână. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, să fie lumină și a fost lumină. Ioi, ori ăsta e pomul cunoașterii binelui și răului și ăsta pomul vieții? De asta ați doi brazi în biserică, nu stai cam m-am prins, stai că deja mi-o, da.
Eu nu înțeleg ce fac fetițele astea două. Vedeți acolo jos, în colțul din stânga. Nu știu, fac aluat pentru cozonac. Ce, Doamne, se întâmplă cu mânurile așa? Că ele aproape în tot video asta fac aluat. Sau, nu știu, frământe pentru pâini organic. Eu serios, dacă înțeleg. Așa, deci ăsta e pomul cunoașterii binelui și răului și ăsta alt e pomul vieții, da? Stai că am înțeleg eu, deși trebuie dojiță în biserică. Neascultare! Tu ce mai spărea, măi omule, mai zici și tu că intri pe sistem, peste mine, stai așa. Dar ce muzică e așa pe fundal, zici că se pregătea și terenul pentru Mortal Kombat. Te uitați cu frământă fețele alea acolo. E, mie știe mie, cred că vreo 2 tone de cozonac pot să fac după scena asta. Foarte interesantă coreografie, nu? Astea frământă, domnișoara fuge. E păcat, e păcat acolo pe Adam, bănuiesc, nu știu. Nu știu ce sunt, așa se pedepsă sângul, stau cu fața la perete așa, Doamne. Nu, că s-o opri dintr-o dată, ce se întâmplă, mă, copii? Dar ăștia îmi dau fiul, ăștia mă sperie cu muzica asta, l-o serios, dacă nu. Eu n-am mai văzut așa ceva, să te pedepsă sângul la perete. Izgonirea. Oh, my God. Ăsta, cică, vrea să scătie Dumnezeu cu bluza albă. Na, mă, să-l limiți pe Dumnezeu, e și asta o... O, nu știu ce. Nașterea lui Isus. Aoleu. Doamne, mă, copcile, mă, dați Isuzeta, mă. Na, oare așa a făcut Isus când a plâns? Isus în templu. Iisus în Babilon sau cum, unii? Asta iară frământă, am o parte dreaptă. Nu, am o frământă, am o fac sarmalele. Asta e, așa. Te trebuie mesica și-a luat-o de sarmale, păi dar ce? Ăștia ce fac acolo în spate, Doamne? Trebuie să sun la Netflix. Oh my God. Eu trebuie să sun la Netflix să văd dacă vreau să iei partea asta de scenă și să fac un nou film cu Iisus. Că eu am crezut că ăsta film... Eu am crezut că ăsta film e cu Iisus, dar pă văd că s-a inventat altul mai scurt, numai de 8 minute, nu? Ui și repede l-o legat. Răstignire. Nu știu, mă, eu nu sunt creștină, sunt atei, dar mie mi-ar fi groază să mă fac că stau așa, să... Nu știu ce să mai zic, nu știu. Vă las pe voi. Moartea lui Iisus. Și îl jăfuiesc? Ce se întâmplă așa? Prima zi înainte de înviere. A doua zi. Hai de mine. A treia zi. Aoleu, și repede trec zilele. Stați că mai zi mă activa secundă, oameni, până vă pierdeți răbdare. Măi, și adică așa are Iisus, nu? Iisus a zis, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Hai, plecăciune, plecăciune, vă rog frumos. Hai să rămână și piciorul. Hai să trăiți.
Că v-a zis străbălatistul, hai. Ia să vă ferească Dumnezeu. No, gata. Știți că acum are loc o altă invitație pe scenă, că e așa au zis pe scenă. Dar nu m-au pus să ascultați următoare. Toți copiii sunt invitați pe scenă pentru a aduce laudă și închinare Domnului. Deci ați auzit pe scenă. Mă, că vedeți voi în biserică. No, nu știu, nu știu, oricum. Știți, mai ce vreau să spun la încheiere? Că eu n-am nimica. Adică așa, când zic că n-am nimica, mă refer, eu nu sunt părtinitoare nici cu lumea, nici cu credincioșii. Numai mă te gândesc. Dacă, adică ei cred în Dumnezeu, că în tot programul ăsta, uitați-vă, oameni buni, un program jos în bară, de 3 ore. O cântat, așa, și ca și cum ei cred în Dumnezeu. Păi cum poți tu să te faci că joci o scenetă acolo în față, cu, în, adică cu Adam, după aia cu Iisus, cu răstignire, cu moarte, cu înviere, cum poți să faci chestia asta dacă chiar crezi în Dumnezeu, da? Ce ajungem așa să facem noi scenete și alea? Noi destul că-s filme. Acum pe bune, sunt filme. Cu răstignirea lui Iisus, cu alea, la ce mai ai nevoie de chestia asta? N-are rost. Data viitoare vă arăt o altă șmecherie, tot din biserica asta. Nu știu oricum, eu nu mai știu ce să spun. Vă las oricum, deja e un video. Merry Christmas, ce pot eu să mai spun? N-are rost să strâng video? L-am stricat deja. La revedere!